Cine cunoaște un antiinflamator care să nu afecteze ficatul și nici procesele de detoxifiere? Care să nu agreseze tractul intestinal, asemenea antiinflamatoarelor obișnuite? Majoritatea suferințelor cotidiene sunt legate de inflamație articulară, intestinală sau în zona respiratorie. Poate știai despre curcumină, că este una dintre cele mai studiate substanțe naturale în medicina naturopată. Potrivit studiilor, aceasta are peste 150 de beneficii pentru sănătate. Curcumina este pigmentul galben din rădăcina de turmeric și substanța activă din aceasta. Curcumina din turmeric are acțiune antioxidantă, antiinflamatorie și antimicrobiană, fiind utilizată în mod tradițional în inflamații, dureri articulare, osteoporoză sau reumatism, bol de ficat, probleme ale pielii, afecțiuni respiratorii sau gastrointestinale. În produsul Curcumin cu Meriva de la Zenith, extractul standardizat din rădăcină de turmeric este asociat cu fosfolipide pentru creșterea absorpției. Meriva este o formulă patentată în care curcumina este completată cu fosfolipidele din lecitină. În această asociere, curcumina poate pătrunde mult mai ușor în celule din organism, asigurând o biodisponibilitate de 29 de ori mai mare decât a extractului obișnuit. Folosit conform prescripției de 2 capsule pe zi, acest produs reduce disconfortul articular, exercită protecție antioxidantă, menține sănătatea vaselor de sânge, a ochilor și a prostatei, plus îmbunătățește rezistența la efort fizic. Așadar, m-am bucurat să aduc o veste bună celor care au început deja să aibă dureri de stomac de la atât de multe antiinflamatoare. Pasiunea mea pentru soluții naturale în educarea regenerativă mă face să vin săptămânal către voi cu câte o nouă pastilă bună explicată, astfel încât să conștientizăm beneficiile pe care substanțele simple, pe care uneori le cunoaștem ca și plante, fructe sau condimente, ne pot aduce atât de mult bine. Să ne revedem cu sănătate!